Și mai întâi de toate vreau să vă informez că pe data de 12 ianuarie 2015 a avut loc adunarea generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, la care am participat. Adunarea a avut următoarea ordine de zi. Desemnarea reprezentanților UNCJR în delegația română la Comitetul Regiunilor. Punctul 2 a fost demararea procedurilor de reînnoire a protocolului de colaborare cu Camera Deputaților. Punctul 3, demararea procedurilor de reînnoire a protocolului de colaborare cu Senatul României. Punctul 4, împuternicirea președintelui UNCJR pentru a demara negocierile în vederea achiziționării imobilului proprietatea REA PPS situat în București, strada Polonă numărul 2. Punctul 5, aprobarea raportului de activitate al președintelui UNCJR pe anul 2014. Și am avut un punct 6 în care am avut discuții diverse pe teme care sunt de interes pentru Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Vreau să vă informez că la punctul 1 au fost desemnați reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România în delegația română la Comitetul Regiunilor pentru o perioadă de 5 ani și cu această ocazie vă informez că sunt membru titular al delegației Uniunii Naționale a Consiliilor Județene în acest organism. Membrii titulari sunt următorii: Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj, Ciupercă Vasile, președintele Consiliului Județean Ialomița, Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, reprezentăm Partidul Social Democrat, din partea Partidului Național Liberal, domnul Răducu Filipescu, președintele Consiliului Județean Călăraș și domnul Adomniței Adrian, președintele Consiliului Județean Iași, iar din partea UDMR, reprezentarea este asigurată de domnul Borbelic Saba, președintele Consiliului Județean Arghita. Membrii supleanți sunt domnul Ștef Mihai Andrei, președintele Consiliului Județean Satu Mare, care este membru al Partidului Liberal Reformator, domnul Tecău Florin, președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Teodorescu Horia, președintele Consiliului Județean Tulcea, domnul Dobre Ciprian, președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Petrache Marian, președintele Consiliului Județean Ilfov și domnul Vacar Ișvan, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj. S-a aprobat de asemenea încheierea de protocoale de colaborare cu Senatul și Camera Deputaților și de asemenea s-a aprobat demararea negocierilor pentru achiziționarea unui imobil din proprietatea REA PPS, din acestea scoase la licitație, în vederea asigurării unui sediu corespunzător Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. A fost prezentat raportul pe anul 2014 și s-au făcut discuții legate de legea bugetului de stat pe anul 2015, de necesitatea relorii unor demersuri care să privească clarificarea situației incompatibilităților și un cadru juridic unitar pentru toți aleșii locali pe această temă și s-a subliniat de către mai mulți participanți necesitatea unei prezențe mai active a UNCJR-ului în luarea deciziilor care privesc administrația publică locală și județeană. O a doua întâlnire care a fost extrem de importantă și la care am făcut referire cu ocazia dezbaterii strategiei de dezvoltare de la a județului Dâmbovița, privește întâlnirea de la Călăraș din 14 ianuarie 2014. A fost o întâlnire la care a participat un reprezentant al 2015, iertați-mă, un reprezentant al organismului intermediar care asigură implementarea programului pentru drumurile județene pe programul operațional regional 2014-2020. Întâlnire în cadrul căreia am discutat despre prioritizarea drumurilor județene care pot fi finanțate pe programul operațional regional 2014-2020 în regiunea Sud-Muntenia. Vă informez că potrivit
proiectului de acord transmis Comisiei Europene și aflat la momentul acesta în negociere, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia primește pentru drumuri județene suma de 101 milioane euro, ceea ce pe o medie înseamnă undeva la 14-15 milioane de euro de județ. S-a discutat cu privire la criteriile pe care Comisia le-a acceptat până acum de ierarhizarea drumurilor, precum și la criteriile care sunt în discuție, pentru că negocierea cu reprezentanții Comisiei nu este finalizată. Și vreau să vă precizez câteva criterii care trebuie să le avem în vedere. Primul și cel mai important este conectarea cu noduri principale, secundare, ori terțiare și încercarea de a cuprinde pe traseul drumurilor municipalități, localități care sunt relevante din punct de vedere economic, social, ca număr al populației. În al doilea rând, ceea ce se va aproba vor fi modernizări de drumuri și nu reparații, reabilitări. Modernizarea trebuie să fie una completă în sensul că nu doar refacerea căii de rurale, ci trebuie să avem piste de biciclete, trotuare, semnalizare adecvată, șanțuri, lucrări de artă, poduri, podețe, ziduri de sprijin. De asemenea, s-a subliniat că un proiect trebuie să aibă undeva la circa 50 de kilometri pentru un drum și un minim de 10 milioane de euro pentru un proiect. Asta înseamnă că va trebui să gândim un proiect undeva la 40-45 de kilometri de drum pentru a ne încadra în aceste solicitări. Proiectele trebuie să fie cât se poate de mult cu acoperire interjudențeană, continuă sau întreruptă, dar cu legături cu infrastructură care a fost deja modernizată, fie pe fonduri europene, fie modernizată prin alocări de la bugetele județene sau bugetul național. Trebuie să ridicăm acolo unde e necesar gradul de portanță a drumului pentru a permite circulația mașinilor de tonaj mare. Trebuie să avem în vedere măsuri de siguranță ridicate și trebuie să avem în vedere că vom face contractarea la studiu de fezabilitate. Deci asta înseamnă că la licitație se va scoate și proiectul tehnic și execuția în același contract. De aici rezultă necesitatea de a avea studii de fezabilitate cât mai bune, cât mai detaliate, ca să nu ai surpriza că nu poți să-ți îndeplinești obiectivul propus cu alocarea realizată potrivit studiului de fezabilitate. De asemenea, ni s-a cerut să înființăm în cadrul direcțiilor de dezvoltare locală sau de infrastructură compartimente specializate de monitorizare a drumurilor care să urmărească în mod expres proiectele finanțate prin bani europeni. S-au stabilit două prioritizări. Prioritatea 1, o listă de drumuri din regiune care să însemne circa 150% din alocare, adică să gândim undeva la 150 de milioane de euro, pornind de la împrejurarea că odată cu licitațiile și valoarea drumurilor va fi alta decât cea care rezultă din studiul de fezabilitate și o prioritate 2 care să fie mai mare, o să decidem în cursul acestei săptămâni cât de mare va fi această prioritate 2. S-a discutat de asemenea că putem să prindem în aceste drumuri și realizarea de perdere forestiere. Aici dificultatea ține de proprietatea asupra terenului, pentru că terenurile sunt de regulă proprietate privată în zonele respective, sau asigurarea de para să zăpezi în cadrul aceluiași proiect. Avem termen maxim pe 12 februarie pentru a prezenta harta regiunii cu drumurile prioritare, pentru că ea va merge la Comisia Europeană și va fi dezbătută în structurile Comisiei Europene, Digi Regio, Digi Trans, și pentru acest motiv, săptămâna aceasta, joi,
am invitat în județul Dâmbovița toți președinții de consilii județene din regiune, însoțiți de colegi din aparatul tehnic, pentru a lămuri foarte exact care ne sunt prioritățile care vor fi transmise până pe 12 ianuarie la organismul intermediar și, sigur, mai departe la Comisia Europeană. În ce privește județul Dâmbovița, am spus deja la dezbaterea strategiei, drumurile care s-ar califica, calculăm zilele acestea încă o dată punctajele, este drumul județean Târgoviște-Ulmi până la Cojeasca. Are dezavantajul că nu este interconectat județean. Drumul cel de-al doilea este drumul care vine Giurgiu-Teleorman, sudul județului Dâmbovița-Șelaru până la Găiești. Cel de-al treilea care s-ar califica ar fi drumul Morenii, Târgoviște-Moreni, limită cu județul Prahova, Băicoi, în partea cealaltă, în județul Prahova. Urmând să cuprindem în acest drum ambele trasee, adică și traseul vechi Târgoviște-Răzvat și traseul, să zicem, mai nou, care înseamnă centura pe la nisipuri. Zilele acestea ne vom face o imagine completă și după discuțiile de joi vom trage o concluzie cu privire la clasamentul acestor drumuri. Mi-am propus să scriem toate cele trei studii de fezabilitate cu speranța că vom avea un drum în prima alocare și cel puțin un drum în cea de-a doua alocare, în alocarea mai largă și probabil cu posibilități de accesare după anul 2018, când se va face evaluarea stadiului de implementare a porului și vom vedea ce economii s-au realizat din implementare. Un al treilea subiect, vreau să vă informez că am fost invitat pe data de 15 ianuarie la Ziua Culturii Naționale la Ateneul Român de către domnul ministru al Culturii Ionuț Vulpescu. Am răspuns acestei invitații, a fost un moment cu totul special, multă lume bună și am avut și satisfacția ca tot un dâmbovițan să deschidă concertul. Era corul Preludiu, condus de voi cu Enăchescu. Astăzi o să merg la domnul ministru ca să discutăm de lucrurile concrete care țin de județul Dâmbovița. Al patrulea subiect, vă informez că am fost săptămâna trecută, am făcut un adevărat periplu pe la ministere. Am mers la Ministerul Dezvoltării și am discutat despre Ordonanța 28/2013, lucrări pe apă, canal, drumuri, școli, unități sanitare, sedii de primării. Și vreau să vă spun că Guvernul va susține în continuare lucrările din județul Dâmbovița cu alocări importante. Am deblocat, cum v-am spus, situația drumului din munte, drumul județean 713-714, asocierea cu județul Prahova. Vom primi o alocare suplimentare noi, județul Dâmbovița, pentru a continua lucrările și ceea ce este în litigiu pentru trecut va fi soluționat de instanțele de judecată. Avem lămurită situația microbuzelor. Știți că urma etapa a doua. Ea nu s-a derulat anul trecut pentru că 100 de microbuze au mers în Republica Moldova. Anul acesta vom primi microbuzele din etapa a doua în primul trimestru, sperăm noi, și până la sfârșitul anului microbuzele din etapa a treia. Vă aduc aminte, 17 localități etapa a întâi, 10 localități în etapa a doua și încă 12 localități sunt ultimii care au venit cu solicitări în etapa a treia, inclusiv orașele care au solicitat atribuirea de microbuze. De asemenea, am discutat la minister despre sprijinirea programului de reabilitare termică a clădirilor, un proiect care este depus de mai multă vreme la primăria de la Titu. Avem asigurări că vom primi o alocare financiară și pe acest subiect. A doua instituție la care am mers a fost Compania Națională de Investiții. Aici vă precizez că obiectivul numărul 1 pentru mine
anul acesta este de a obține finanțarea pentru complexul sportiv de la locația unității militare de la gară. Am mers cu primăria de la Titu, a fost domnul viceprimar, să discutăm despre un stadion de capacitate mică, circa 2000 de locuri la Titu, au un proiect pregătit. Pentru noi, pentru Consiliul Județean, am depus toate actele. Anul acesta se va da drumul la studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și, sper eu, să avem și licitația și atribuită lucrarea pentru execuția acestui obiectiv de investiții. Fac precizarea că nu va fi realizat într-un an de zile, pentru că este o sumă foarte mare, probabil 2-3 ani de zile, dar eu cred că trebuie să facem acest lucru și undeva în 2018-2019 actuala locație a stadionului municipal din Târgoviște să fie eliberată și să gândim acolo împreună cu Primăria Municipiului Târgoviște realizarea de facilități pentru activitatea turistică. Al doilea obiectiv care este realizat ține de cele două săli de sport de la Moreni și Găiești. Ambele au fost adjudecate, au și început lucrările și la Moreni și la Găiești pentru aceste săli de sport. Eu sper ca până la sfârșitul anului ele să fie finalizate. Obiectivul numărul 3, cele 9 cămine culturale, 8 sunt procedurile de achiziție publică finalizate și vor fi finanțate integral în anul 2015. Erau depuse încă 13 solicitări de la unități administrative teritoriale din județ, iar în ultima săptămână, după discuțiile pe care le-am avut cu primarii, sunt încă 2 sau 3 localități care au depus proiecte de reabilitare a căminelor culturale. Aici avem 2 posibilități. Unul, să modernizăm, să reabilităm clădirile existente și sau să construim clădiri noi pe un proiect standard care este realizat de Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții. Am văzut și proiectul standard. Primul care s-a înscris pe acest proiect este primarul comunei Braniștea. Braniștea nu are un cămin cultural. E nevoie de circa 3600 de metri pătrați, 4000 de metri pătrați pentru amplasare. Nu este un simplu cămin cultural, este un centru multifuncțional cu facilități și ultramoderne pentru activitățile culturale, dar și pentru alte tipuri de activități, cum ar fi, de exemplu, un centru pentru servicii informatice la nivelul respectivei localități. De asemenea, vreau să vă informez că prin CNI vom derula anul acesta lucrări la Mănăstirea Nucet pentru reabilitarea turnului și chiliilor, partea din spate care știți că este în lucru. Și tot anul acesta vom reabilita și vom consolida sediul Arhiepiscopiei din Târgoviște. Sunt alocări importante. Am fost de asemenea la Agenția Națională pentru Locuințe. Aici vreau să cunoașteți că vor fi finanțate anul acesta lucrările pentru 56 de apartamente la Titu, 11 apartamente la Aninoasa. Am solicitat și avem promisiunea că vom fi prinși în buget și se vor finanța lucrările de la Târgoviște din locația Sagricom. Sunt 100 și vreo 46 de apartamente. De asemenea, am cerut ANL să ne prindă în buget cu 20-25 unități locative la Găiești, la Moreni, 24 de unități locative la Pucioasa și am mai primit zilele acestea o solicitare pentru finalizarea unui bloc de locuințe în comuna Potloci, început de mai mulți ani. De asemenea, sunt în locația Sagricom 11 case aflate în diverse stadii de execuție prin credit ipotecar. Am promisiunea că vor fi finanțate integral dacă voi duce o listă cu 11 solicitanți pentru asemenea
locuințe. Astăzi, de fapt nu astăzi, vineri am dispus să se facă cunoscut acest lucru tuturor instituțiilor publice din județ, societăților comerciale, pentru că eu cred că este un lucru de care trebuie să profităm. O vizită am făcut și la Ministerul Economiei. Aici am urmărit patru subiecte. Subiectul numărul 1, extinderea rețelelor de energie electrică și de gaze în localitățile din județ. Subiectul numărul 2, prin Converz Min, realizarea unor lucrări de reabilitare în comuna Șotânga, pe zonele unde au fost exploatări miniere. Am întocmit cu domnul primar de la Șotânga o solicitare în acest sens cu o listă de lucrări foarte concrete. În al treilea rând, sprijinirea industriei de apărare din județ, pentru că cele trei societăți din județ sunt în subordinea Ministerului Economiei. Și subiectul numărul 4 a privit sprijin pentru clarificarea unei situații de pe proiectele europene, anume toate instalațiile, și noi avem situația de la Parcul Muren, toate instalațiile electrice care se realizează pe bani europeni intră în proprietatea electrică. Ceea ce pentru noi înseamnă cheltuială neeligibilă. Și avem situația de la Parcul Muren, unde noi va trebui să plătim circa 11 miliarde de lei cheltuieli neeligibile ca să putem închide proiectul. Am solicitat un punct de vedere și o clarificare, chiar o modificare de acte normative pentru a nu avea situația aceasta, măcar pentru viitor. Pentru că o condiție pe POR este aceea de a fi proprietarul lucrărilor pe care le execuți. O deplasare am realizat și la Ministerul Energiei. Am avut o discuție cu domnul ministru Gerea pe două subiecte. Unul, situația de la termocentrala de la Doicești, inclusiv aspectele care privesc plata unor salarii compensatorii sau salariilor la zi pentru salariații care au rămas și asigură paza obiectivului în special și lucrările, să spunem, curente, dar și situația legată de parcursul acestei unități, pentru că este în lichidare și am vrut să mă informez la zi care sunt perspectivele. La Ministerul Sănătății am solicitat sprijin pe patru subiecte. Subiectul numărul 1, alocarea unei sume pentru reabilitarea unei părți din imobilul de la Moroieni și realizarea unui centru regional pentru TBC. Știți că a fost acolo anul trecut domnul ministru Bănicioiu și cunoaște foarte bine situația. Am promisiunea că vom primi anul acesta o alocare. E tot o investiție mare de câteva milioane de euro, nu una care se poate face într-un an. În al doilea rând, cu precizarea că voi cofinanța și eu, am solicitat sprijin pentru construcția unui clădiri în curtea spitalului, un centru regional de imagistică nucleară. Am făcut proiectul tehnic, ne costă circa 30 de miliarde. Am primit, să spun, promisiunea deocamdată că parte din lucrare va fi finanțată anul acesta. Am spus eu măcar un 10 miliarde, cu ce mai punem noi 3-4 să realizăm jumătate din lucrare în anul 2015. Problema numărul 3, reabilitarea clădirii dispensarului TBC de la Dealul Mare și în special refacerea acoperișului, evaluată și aceasta la circa 5 miliarde de lei. Și problema numărul 4, am dus o listă de dotări care sunt necesare Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Vom vedea zilele următoare din acea listă care este mare cu ce vom îmbunătăți dotarea. Ceea ce e foarte clar, ce am cerut pe neonatologie, tot ca urmare a vizitei de anul trecut, este aprobat și vom primi în acest an. Ultimul loc în care am mers săptămâna trecută, fondul de mediu.
Aici am discutat despre finanțarea lucrărilor care sunt în curs, pe apă, canal, împăduriri și parcuri, cele care le știți de anul trecut. Vom primi finanțare integral pentru toate aceste lucrări. Am discutat despre cuprinderea în bugetul anului acesta, măcar în partea parcului de la gară și a parcurilor reabilitare, modernizare, parcuri la Găiești, Moreni și Titu. De asemenea, urmează să facem două propuneri pentru cuprinderea pe lucrări de apă și canal a două lucrări noi, din cei 19 care au depus pe postul de mediu pe economii și vom asigura finanțarea pentru o pistă de biciclete la Titu. Trebuie revizuit proiectul pentru că între timp au intervenit modificări importante, s-au asfaltat anumite zone, s-au schimbat anumite funcțiuni și o împădurire pe un dosar depus de Comuna Glodeni în urmă cu 3-4 ani de zile. Am și aici promisiunea că vom obține o finanțare cel puțin la nivelul celei de anul trecut din 2014. Astăzi vreau să vă spun că voi merge la Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii. Probabil că nu va fi suficientă ziua de azi. Vom merge și mâine și poimine ca să ne asigurăm că vom obține finanțări pe diverse ministere, pe diverse surse, care să ne permită cât mai multe lucrări în anul 2015 noi. Ținta mea este să depășesc alocarea extrabugetară de anul trecut, când am avut peste 1.000 de miliarde, cea mai mare. N-am nicio ezitare să vă spun, cea mai mare alocare financiară obținută de județul Dâmbovița în istoria ultimilor 25 de ani. Cam acestea sunt temele pe care am vrut să vi le aduc în atenție. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Două zile. Centrul ăsta regional de ce va fi amplasat tot la Moreni? Da, deci am spus reabilitarea actualei locații. Într-un centru regional, pentru că sunt două chestiuni. Pe de o parte, nu mai există foarte multe facilități de tipul acesta în țară. Locația noastră de la Moreni este cea mai veche și dacă vă uitați un pic pe istorie, pe istoria locației, construită în 27-28, pe un proiect elvețian, studiați foarte bine factorii de mediu, sunt avantaje care ne califică pentru asemenea solicitare. În al doilea rând, pe fondul de sărăcie, asistăm, chiar dacă nu ne place să spunem lucrul ăsta, la o creștere a numărului de bolnavi de TBC și în special de TBC de asta, cazuri dificile, nu lucruri obișnuite. Adică nu, reabilitarea clădirii și pe structura acestei clădiri un centru regional. I-am și spus domnului ministru că nu mă interesează neapărat să rămână în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița. Ce important este să creăm o unitate spitalicească de nivel, dotată corespunzător, să avem un număr cât mai mare de cazuri acolo internate, care astăzi merg în diverse locații unde nu sunt condiții foarte bune. Și sigur, de aici și o creștere a numărului de angajați. Că pe noi, până la urmă, ce ne interesează? Să punem în valoare un patrimoniu și, în al doilea rând, să creăm locuri de muncă suplimentare. Eu am discutat cu domnul Bănicioiu de o alocare de circa 5-6 milioane de euro. Dar mai fost reabilitat? Nu într-un singur an. Nu, s-a făcut o lucrare de consolidare pe mandatul domnului Iana. Atât s-a făcut. O lucrare de consolidare la turnul principal, ăla de 10. Și pe acela aș vrea să-l reabilitez și eu. Trebuie să-l expertizăm din nou, să vedem care e situația. V-ați văzut că au fost alunecări de teren acolo. Nu e de pur și simplu de văruit pereții. Vedem care e situația la zi, după ce clarificăm
etapele pe care trebuie să le parcurgem și eu m-am gândit la turnul principal tocmai pentru că a avut efectuate niște lucrări de consolidare. Din păcate, trebuie să vă spun și asta, caut de 2 luni de zile documentația tehnică de la reabilitarea, nu o găsesc pe nicăieri. Nu e primul caz. N-am găsit nici documentația, de exemplu, pentru biserica din curtea spitalului. Și așa mai departe. Vă rog. Vă rog. La Sabricum, acolo, despre ce reabilitează, despre ce continuă vorba, că o parte din imobilele, care făcute cu firma din Bucioasă, încă sunt în instanță, nu s-a lămurit. Nu. În instanță s-a lămurit. Era în instanță pentru că nu era stabilit cuantumul prejudiciului. Nu, nu, nu știu cei de la primărie. Nu s-a încheiat procesul. Acolo s-a făcut o expertiză, sau s-au făcut mai multe expertize, nu știu dosarul, că nu m-a privit, nu m-a interesat. Și a existat o interdicție de la Direcția Națională Anticorupție. La momentul ăsta dosarul este trimis în instanță, s-a și soluționat în primă fază de judecată. Ca urmare, s-au solicitat clarificări, știu de la ANL asta, nu am făcut-o eu, s-au solicitat clarificări și s-a răspuns că se poate, că trebuie făcut o nouă judecare, deci nu vor începe mâine lucrările. Trebuie scos din nou la achiziție publică, trebuie făcut o nouă judecare și apoi cei care au adjudecat să continue lucrările pe bugetul anului ăsta, pe bugetul anului viitor. Sunt case, da, tot prin ANL, dar prin credit ipotecar. Este o zonă cu case acolo. Au rămas 11 imobile. Da, care sunt la stadii incipiente. S-a turnat o fundație, nu știu ce s-a făcut acolo. Ei continuă pe credit ipotecar numai dacă există solicitare. Inițial o locuință cu patru, erau două tipuri de locuințe, unele cu 4 camere, unele cu 5, între 88 și 100 de mii de euro. Am cerut să reevalueze, să le aducă la zi ca prețuri și că trebuie să fie undeva mai jos, la 60-70 de mii de euro după aprecierea mea și după aceea noi să propunem o listă de persoane. Am fost la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, erau acolo toate instituțiile. Am spus și la ISU, am spus și la Poliție, am spus și la SRI, am spus și la armată, informez pe toată lumea, am scris astăzi, am găsit 11 solicitanți ca să putem să... Și alte persoane, uite, o să dau și un anunț. Informez pe toată lumea. Important e să construim. Că dacă construim, are și viitorul ăsta oraș. Orașul ăsta un viitor. Dacă nu construim nimic, o să fim din ce în ce mai mici. Este în procedură de... Deci la momentul acesta există o nemulțumire printre salariații rămași că nu și-au primit drepturile salariale. Foarte greu să explici oamenilor că nu-și primesc banii decât atunci când lichidatorul vinde. Sunt vreo 40 de persoane. Ce s-a întâmplat cu vânzarea aceea? N-au plătit. Deci era încheiat un contract de vânzare-cumpărare o firmă din Ucraina, n-au plătit, li s-au dat, am înțeles, 2-3 termene, nu gestionez eu problema, o gestionează Ministerul de Resort. Și la momentul ăsta e în procedură de lichidare. Și aici avem două situații. Dacă îl forțezi pe lichidator să vândă la preț mic, vinde și ne așteaptă o singură lucru, lichidarea prin tăiere. Și varianta B să tot au căutat o soluție prin care să găsim un investitor. Eu sunt foarte sceptic, dar asta e altceva. Care e suma? Nu știu acum. Dacă vreți, vă notează-ți tu să le dăm materialul. Eu merg și la cabinetul primului ministru să-l depun astăzi, pentru că ar exista o soluție de acoperire a salariilor pe o anumită perioadă din bugetul statului. Dacă aveți vreo situație și la Sabricum, poate să fie și
Cu? Cu panele UV de la stadion, dacă aveți o situație. Care sunt casele? Deci sunt lucrări contractate anterior anului 2004. O parte din blocurile de acolo au fost finalizate. Sunt și repartizate către tineri în special. Sunt locuințe pentru tineri. Cele 146 sunt în diverse stadii de execuție. S-a făcut inventarul, s-a făcut evaluarea stadiului de execuție, trebuie făcută din nou achiziție publică. Asta e situația de acolo. N-am ce alte detalii suplimentare să vă dau. Cum sunt? Posibil, tocmai de-aia trebuie să evităm. Haide, Adriane, zici tu ce. Este și nu este. Pentru că... Și în legătura între alte două drumuri modernizate pe proiecte europene, acela de la Cătunul, care vine de la Tătăran lui Praova, și pe drumul sudului, care duce la autostradă. Am și eu în vedere argumentele astea, dar nu-i suficient. Mai există o discuție legată de drumurile astea, vis-a-vis de faptul că e legătură cu Bucureștiul. La un moment dat, una din condiții este să nu există o altă legătură. M-ați înțeles? În sfârșit, analizez, deci și eu m-am gândit, și astea sunt argumente care le-ai spus tu, argument e și legătura cu Prahova pe centura municipiului Ploiești, argument poate să fie prelungirea drumului, de exemplu să ne gândim să băgăm și Niculeștiu, Butimanu, să ne ducem până la Periș și să ne gândim la un acord de asociere cu Ilfov, am discutat cu Marian Petrache, e de acord. Da, deci vom vedea, nu sentimental, că dacă era sentimental, mă gândeam la drumul de pe plasă, de la Puchen, Malul cu Flori, până la Găiești. Dar nu sentimental putem gândi lucrurile. Și ala e argument. Deci sunt argumentele, am și eu în vedere. Dar vom face nu sentimental analiza, trebuie să facem foarte practic. Până la urmă știm că avem de primit undeva la 15 milioane de euro și înseamnă un maxim de 40-41 de kilometri de drum. Asta putem finanța pe banii europeni. Și atunci trebuie să fim foarte serioși în modul cum facem analiza punctajului. Și ăla e un argument. Deci iată că avem argumente și de natură economică și de natură socială, ca mărimea populației. Dar nu mă pronunț astăzi că n-am toate detaliile. Da, pentru că... Da, e un traseu de la Puchen până la Găiești, de exemplu, e numai în județ. N-are conectivitate cu exteriorul. Are și el o conectivitate cu TNT-ul la Găiești, să zicem, la Petrești. Dar am renunțat așa cu durere în suflet și la ideile legate de drumul Nordului, care împărțisem în două. Nu înseamnă că ele nu trebuie să rămână ca proiecte așa într-un portofoliu al Consiliului Județean. Pe măsură ce, știu eu, vom găsi alte surse de finanțare. Dar nu ne putem juca, adică trebuie să facem clar o ierarhizare, care sunt primele trei, cu ideea că două sigur finanțăm și al treilea să-l avem știu ca soluție de finanțare pe alte surse în viitor. Vreau să vă spun că am revăzut contractul cu drumul Sudului, că tot ați făcut trimitere și Ministerul Dezvoltării insistă să introducem la finanțare traseul de la Corbi Mari Gratia, Teleorman. Pentru că a fost asumat o asemenea obligație în contract. Și la ultima discuție, doamna secretar de stat civil mi-a și spus, te rog să bagi asta la finanțare, că ne trezim cu vreo corecție. Deci sunt lucruri, uite, joci la un moment dat la impuse, cum se spune. Și e un drum care ne costă foarte mult, pentru că sunt 7 kilometri, drum de pământ,
cea mai mare parte, unde kilometru costă undeva, poate 15, 17, 20 de miliarde, nu știu să vă spun acum cât. După cum terminarea drumului din munte este o prioritate, 2016 am zis eu, să fie gata să... Că altfel se degradează ceea ce s-a lucrat. Deci sunt și lucruri care trebuie să le facem pas cu pas. Pe mine ce mă frământă și mă... Sunt și nelămurit de ce oamenii nu înțeleg. Nu se pot face lucruri serioase peste noapte. Județul ăsta are nevoie de cel puțin 3 exerciții cu finanțare europeană, da? Din 2015 încolo, ca să poată să ajungă la un nivel al infrastructurii care să fie acceptabil. Restul sunt povești. Cine spune că face mâine răstoarnă munții, nu e rupt de realitate. Politic, putem să spunem, sau politicianism politic. Că oamenii politici serioși spun exact cum se face. Dacă avem răbdare unii cu alții, o să le facem. Dacă nu, o să stăm și o să trăim în speranțe. Da. Păi avem o discuție cu județul Prahova. Ei știți bine că n-au mai vrut să finanțeze și cu motivația că la ei a verificat Curtea de Conturi și au spus că au dat mai mult decât trebuia. În discuție e o sumă importantă de aproape 20 de miliarde. Și sectorul acela de drum care leagă spre tabăr de Cerbu, Vânătorul, care a fost prăpădit de cei de la Romcir până la urmă, nu există niciun al cui mai este. Păi nu, n-a fost, nu a fost, n-a fost prăpădit de cei de la Romcif. Păi eu... mai lini ce mai aveau, no. Bine, și cei care exploatau forestie, se exploatează pe Valea. Deci ăla a fost inițial un drum, prins în capitalul social al societății comerciale Romcifie. După ce s-au făcut demersuri, nu de mine, de, cred că de domnul Ana, el a revenit în patrimoniul Consiliului Județean. Anul acesta am propus să începem podul. Costă 32-33 de miliarde pe studiul de fezabilitate. Da. Din care jumătate finanțare o asigură Romcifu Fieni. Deci eu sper că în 2 ani să-l facem, podul, și apoi să ne gândim la drum. Nu am astăzi bani pentru a finanța o asemenea lucrare. Și mă gândesc la viitor, tot cu Romcifu, să gândim o formulă prin care știu eu să ne mai sponsorizeze, măcar cu materialul necesar realizării stratului de bază.